Dor de mama și tata, de mult nu le-am deschis poarta, de mult nu le-am deschis poarta. Ne-au crescut ei cu tot dragul și noi rar le călcăm pragul, și noi rar le călcăm pragul. Mi dor de mama și tata, de mult nu le-am deschis poarta. Bine v-am găsit, uitați că am mică surpriză, că ce este sărbătoare mare astăzi, da? Și în primul rând, pentru dumneavoastră, doamna Alexandra, de acest osuleț cu flori, să vă bucurați de ele. Așa. Aici aveți o tortă pentru masă de sărbătoare, să vă îndulcească viața dumneavoastră bogată. Așa. Iar pentru dumneavoastră, pentru sosul dumneavoastră, că pe 5 iulie veți fi și dumneavoastră măgeați, da, să fiți sănătoși. Și în primul rând, acest coș cu fructe, căci aveți nevoie de vitamine în acest sezon. Da, nu așa? Mai decât. Și această băutură, ca sărbătoriți acest eveniment important pentru dumneavoastră. Vă mulțumim frumos. Dar spuneți-mi cel mai important, de la cine crezi poate să vină aceste surprize? De la copii. La fiecare. Exact. Mulțumesc frumos. Din partea copiilor, nepoților voștri. Care mi-a mai transmis un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, doamna Alexandra, care m-a rugat să o recit. În această zi, mămico, care este un moment aparte pentru tine, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi, pentru faptul că ne susții când ne este greu, ne dai sfaturi când avem nevoie mereu. Mama, ești prima persoană care am văzut-o pe lume. Ești prima persoană care i-am zis primul cuvânt. Ești prima persoană care ne-a ținut de mânuță când am făcut primii pași. Ești prima persoană care a stat lângă noi când am plecat prima zi la școală. Ești prima persoană care sună doctor când ne îmbolnăveam. Pentru tot și toate, ești prima persoană din inimile noastre. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu. Chiar dacă suntem departe, Îngerul păzitor, să fie mereu alături de tine și te ferească de necazuri. La mulți ani, ne pare rău că nu suntem alături de voi, dar degrabă vom fi toți împreună. Vă iubim mult, mult, cu drag copiii. Mulțumesc. Dacă aveți și dumneavoastră să ne transmiteți un mic mesaj. Sănătate! Sănătate, Dumnezeu și Maica Domnului să-i păzească, să-i plătească, înger de pași, să-i dăruiască. Nu merităm acest cadou, dar... cum am spus, Dumnezeu și Maica Domnului să-i aibă în pasă. Și le mulțumesc din tot sufletul și sănătos, să-i păzească Dumnezeu, să-i oprotească, să duc stăpânitor, să-i întărească. Sfânta zi de azi, pogorârea Duhului Sfânt să pogoare și peste ei, să-i umbrească, să-i întărească și duc stăpânitor, să-i întărească. Am cuvinte și nu m-am așteptat la așa cadou, Doamne, frumos. Părinți am să iubesc, pe părinți am să iubesc. Și am să vin mai des la ei, că-s bătrân și singurei, că-s bătrân și singurei. Toată viața cât trăiesc, pe părinți am să iubesc, pe părinți am să iubesc. Și am să vin mai des la ei, că-s bătrân și singurei, că-s bătrân și singurei. Părinții ne așteaptă în prag.